Spune-mi, doamna supă. Spune-mi, doamna spală vase. Spune-mi, doamna întinde rufele, nu? Spune-mi, doamna, oare sunt atât de urâtă? Na. Spune-mi, doamna, câștigă bani, muncește, muncește. Spune-mi, doamna, nu mai pot. Bună seara, sunt Mihaela Torcea și vă prezint cele mai importante știri din lumea mondenă. La televizor s-au îmbrățișat, însă în realitate lucrurile par să stea ușor diferit. După ce Andreea Marin a fost demascată în emisiunea de la ProTV, rivala ei de viață, Mihaela Rădulescu, a postat un mesaj cu subînțeles la adresa Zânei. Finala emisiunii Masked Singer România, sezonul 2, a avut loc pe 9 decembrie la ProTV. Cea care a câștigat marele trofeu a fost Andreea Marin, care s-a ascuns sub masca Muma Pădurii. Detectivii au fost surprinși să o vadă, în special Mihaela Rădulescu. Imediat după difuzarea emisiunii, Mihaela Rădulescu a postat pe Instastory câteva cuvinte despre succesul Andreei Marin, dar și o poză în care o îmbrățișează. Masca cea mai neghicită, cea mai iubită de noi și de public, cea mai enigmatică și cea mai neașteptată. Bravo, Andreea, ne-ai învins pe toți! Muma Pădurii, un rol greu, o asumare totală și o interpretare impecabilă. Well done, Andreea! Mergem mai departe și ne îndreptăm atenția către o altă controversă din showbiz. Declarațiile Andrei Raicu despre femeile care exagerează cu operațiile estetice, dar și săgețile directe către Bianca Drăgușanu au scos-o din minți pe celebra blondă. Bianca nu s-a putut abține și a dat o replică pe măsură. Canca News are toate detaliile. Toate arată la fel. Acesta este mesajul pe care l-a avut Andreea Raicu de transmis despre femeile din showbiz care se tot operează. Fosta prezentatoare TV a făcut referire și la Bianca Drăgușanu, când a spus că nu mai par persoane reale, ci roboți sau statui. Replica Biancăi Drăgușanu nu a întârziat. Este o expirată, se leagă de nume care fac rating ca să fie băgată în seamă. Bravo, măi femeie, invidia ta îmi dă valoare. Mulțumesc, eu te pup și te apreciam și încă o fac, chiar dacă tu mă ataci. Eu sunt importantă fără să vorbesc despre tine, tu nu. S-au iubit timp de 9 ani, au împreună un băiețel, însă norocul n-a fost de partea lor și au divorțat. După ce și-a vindecat rănile, Amna a acceptat să-și deschidă sufletul și să vorbească despre despărțirea de tatăl copilului ei. Divorțul dintre Amna și soțul ei s-a produs după 9 ani de căsnicie, în 2019, când, aparent, lucrurile nu mai puteau fi reparate. Abia acum însă artista și-a putut deschide sufletul și a dezvăluit ce a stat la baza acelei decizii. Relația cu fostul meu soț a fost cea mai frumoasă perioadă din viața mea pentru că l-aveam pe David. Am creat atât de amintiri împreună. Mă gândesc la el cu dragă, îi vreau tot binele din lume, vreau să fie fericit. Îmi pare rău că nu am reușit să vorbim, să ne înțelegem ca oamenii. Noi nu ne-am despărțit că nu ne mai iubeam, pur și simplu nu am mai putut să comunicăm din cauza stresului, a oboselii. Fiecare avea frustrările lui și dacă am vreo supărare, este faptul că nu am putut să ne înțelegem.
Rămâneți pe cancan.ro pentru a fi la curent cu toate noutățile din lumea mondenă. Noi ne revedem și săptămâna viitoare, la aceeași oră. La revedere! Spune-mi, doamna supă. Spune-mi, doamna spală vase. Spune-mi, doamna întinde rufele, nu? Spune-mi, doamna, oare sunt atât de urâtă? Na. Spune-mi, doamna, câștigă bani, muncește, muncește. Spune-mi, doamna, nu mai pot.